Fetelor, astăzi ne vedem la un nou clip și este vorba despre produsele care le-am terminat luna aceasta. Fac repede acest clip pentru că vin de la servici, nu prea am avut timp și zic hai să fac repede și să vă mai arăt ce și cum. Bun, și o să încep prima oară cu un gel de duș de la Sien. Arată așa. Este cu aloe, nu, cu alantoin, cu alantoină, ce este pentru o piele sensibilă, mi-a plăcut foarte mult, le-a schimbat între timp, cred, ambalajul, dar ele sunt aceleași foarte bune, care le ador. Apoi am terminat șamponul de la Pantene, la fel care îmi place extrem, extrem, extrem de mult. Îmi curăță foarte bine părul, mi-l lasă hidratat, este un șampon cu adevărat bun. Apoi am terminat de la Gliss acest spray pentru păr. Cred că v-ați obișnuit deja că îl folosesc de foarte mult timp, îmi place foarte mult, îmi ajunge cam 4 luni sau chiar mai bine un astfel de spray. Descurcă mai bine părul și este un produs bun, atât ca și diferență, cam asta văd, că îmi descurcă foarte bine părul. Ambalajul o să-l păstrez și o să pun altceva în el, pentru că este foarte practic, de ce nu? Apoi am terminat un săpun de mâini de la Galan. Așa arată. Miroase foarte bine, lăsa mâinile foarte catifelate, a fost foarte ieftin, în jur de 5 lei și o cantitate de 400 de ml. Este un produs care nu este nici testat pe animale și îmi place foarte mult. Apoi un săpunel de la Lidl, din acesta. Știți că îmi plac foarte mult. Apoi un săpunel de la Dove. La fel, îmi place foarte mult, îl ador. Apoi un gel de duș de la Avon. Așa arată. Vintage Glam. Îmi plac foarte mult gelurile acestea de duș de la Avon, în primul rând cum miros. Sunt foarte, foarte bune. Îmi plac foarte mult. Așa. Apoi. Am terminat de la Cora niște șervețele demachiante, la fel și acestea foarte bune, 20 la număr, demachiau foarte bine. Apoi am terminat o pastă de dinți de la Aquafresh, în această micuță. Da? Apoi o apă de gură de la Oral-B. White Lux, mi-a plăcut foarte mult pentru că era foarte mentolată și lăsa prospețime. Apoi am terminat un parfum de la Giordani Gold, acesta 24 de carate parcă era, cu foiță de aur pe el. Miroasea foarte bine, l-am folosit cu mare plăcere pentru că îmi persista toată ziua pe haine. Și acum, să vă arăt și produsele de skincare. Am terminat o cremă hidratantă de zi de la Gerovital, un pliculeț. Mi-a plăcut, dar nu o voi cumpăra, nu este crema mea preferată. Am avut-o pe cea de noapte și mi-au ieșit bubrițe. De la aceasta nu mi-a ieșit, dar totuși nu o voi recumpăra. Nu o voi cumpăra. Și, bineînțeles, am terminat serul de la Olay Total Effect. Un ser foarte bun care se hidratează foarte bine pielea și în afară că ți-o hidratează, te lasă să aplici foarte bine fondul de ten apoi. Din recomand, este într-adevăr un pic mai scump, 50 de lei, dar este o bază foarte bună de machiaj. Și restul sunt doar produse de make-up. Am terminat fondul de ten de la Number 7, Intelligent Color. Hai, focalizează, te rog. Îl știți, este foarte bun, mi-a ajuns 6 luni unul, eu îl folosesc cu mare plăcere, mai ales dimineața când mă grăbesc, îl aplic imediat, se întinde foarte repede și lasă un aspect uniform și tenul nu mi se îngrașă deloc pe parcursul zilei.
Apoi am terminat de la Essence Stay Natural Concealer. Este unul dintre corectoarele mele preferate de la ei. Da, foarte bun. Dar se termină, din păcate, destul de repede. Adică mai mult de o lună, dacă l-ai folosit zilnic, nu o ține. Apoi am terminat de la Avon Perfect Wear un fard pudră, dar care era un pic și lichid în același timp, adică nu știu, era ca o cremă și devenea pudră pe ochi, care este foarte rezistent, foarte bun, îl recomand, chiar l-am mai văzut la fete pe aici, pe YouTube, și la fel și ele l-au recomandat. Foarte bun produsul. Apoi aici am un gloss care nu l-am terminat, mai are puțin, dar l-am de foarte mult timp și nu mai vreau să-l mai folosesc. Era un nou name oricum. Aici de la Avon un eyeliner din același gel, un eyeliner cu sclipici argintiu. Nu prea mai are sclipici, vedeți, a rămas așa puțin pe fund și nu mai este bun deloc. Încă două rujuri de la Max Factor, ambele. Acesta este Max Factor Sheer Gloss Ball. Așa arată. Și acesta a fost în nuanța 02. Hai, mă focalizez asta. Nu vreau să focalizez. Mă rog, nuanța 02 și mai am unul în nuanța 01. L-am terminat. Acesta a fost un maroniu. Așa. Iar acesta un roze. Mi-a plăcut foarte mult pentru că erau foarte hidratante și nu era ca un ruj din acela care să-ți crape buzele și să arate urât pe buze. Foarte bune. Da, și cam atât. Asta a fost tot pentru astăzi. Vă mai aștept pe canalul meu. Îmi pare rău că n-am mai postat atât de des, dar chiar nu mai am timp. O să încerc să-mi fac cât mai mult timp pentru voi. Vă pupăcesc pe toate și ne mai vedem. Pa, pa!